Festivalul Săsesc reunește an de an mii de turiști români și străini în câteva sate din județele Mureș și Brașov. A patra ediție a săptămânii Hatterland, cel mai mare eveniment cultural al sașilor din Transilvania, în perioada 10-15 august. Meșteșuguri, concerte la orgă, festival de dansuri și evenimente gastronomice. Cei mici vor putea participa la un concurs de pictură și la șezători cu povești. Între proiectele organizatorilor evenimentului se află restaurarea orgii bisericii din Criț, cât și reconstituirea casei parohiale după planurile inițiale. Mi-am propus și eu să mă întorc la Criț, în satul meu natal, să fac ceva, casa parohială. Am reconstruit-o exact în forma originală, cum a fost. Majoritatea sașilor întorși pe meleagurile natale pe perioada verii sunt atrași de frumusețea peisajelor și de poveștile legate de tradițiile și obiceiurile acestor locuri. Eu sunt foarte legat aici de rădăcină. De aia și am venit după aia. În fiecare an am venit acasă. În cadrul festivalului, turiștii români și străini vor putea să asiste la degustări de produse locale, concerte de muzică clasică și concerte gospel în bisericile fortificate, bal tradițional săsesc, dar și demonstrații de meșteșuguri.